Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, alături de Andrei, verificăm varoa, da? Ce să zic, fac un fel de diagnostic să văd cam pe unde mă aflu. Și așa cu Andrei am zis, hai să ne uităm la fundurile, la stup. Și eu știu că nu prea sunt păduchea anul ăsta, din cauza că rezultatul de anul trecut a fost foarte bun. Anul ăsta nu avem păduchi. Și dacă am avea, ar trebui să înmulțim cu 5. Deci, cu 5, tati, ia zi, 5. Cu 5 înmulțim. Da, uite, Andrei deschide aici capacul. Ne uităm la fund și nu vedem păduchi. Nu vedem. Deci nu sunt. Am căutat, dar nu a căzut nici unul. Un singur păduche am văzut la o colonie. Mi-era dor să-l văd. Stai, tati, să-l închidem frumos. Da, Andrei închide. Na, hai, tati, să mergem mai încolo, să arătăm la nenea. La nenea. Deci un singur păduche am văzut undeva la... Ăla nu-l deschidem. Nu, deschidem ăla, tati, ăsta-l deschide, tati, uite, hai. Ăla nu-l deschide. Uite, aici am văzut pe undeva un păduche. Da, acum știu un singur lucru, că ce voi face acum, voi face tratamente de prevenire care se va lungi pe întreaga perioadă a anului. Iată aici albinuțile au ieșit la ordiniș. Tati, nu mai trebuie să deschidem, lasă așa, gata, am terminat. Hai încoace, că ne înceapă albinuța. Am adus și apă la adăpător, am pus apă călduță. Și acum așteptăm să se încălzească vremea. Amândoi cu Andrei, așa-i, tati? Ce a făcut tati cu Andrei? Am deschis capacele, da? Trece și Andrei să se uite la ceea ce filmăm noi aici amândoi. Deci, în legătură cu varoa, ăsta a făcut diagnosticul, n-am dat la toți, am dat numai la jumătate din stuf, fiindcă știam în mare parte că nu este, dar de curiozitate am făcut și această aplicare cu varachet. Am intras. Deci, ce să spun mai departe, acum tratament de prevenire, aplicări de prevenire, diferite substanțe care le voi folosi și le voi prezenta în următoarele filme. Oxalico anul trecut a fost foarte bun, așa pe speteză. L-am dat din 28 aprilie, dacă țin bine minte, anul trecut. Și acum aș putea să-l dau chiar din luna mai, dacă aș dori să fac acest tratament de prevenire. Mai mult nu prea am ce să mai spun. Bine că e așa. Din privința mea, eu zic că am ținut foarte bine sub control varoa. Cei care încercați acum să vedeți dacă aveți păduchi, înmulțiți cu 5, fiindcă numai 20% au eficiență tratamentele la ora actuală. Dacă aveți așa mulți păduchi, va trebui să continuați foarte mult timp cu tratamentele ca să puteți ține sub control până în toamnă acest păduchi. Bine, până data viitoare, numai bine!